Salut, sunt Otto de la Miere TVO și astăzi v-am pregătit o surpriză cu aceste marcăre. Acum vreau să vă prezint ce am cumpărat, pentru că am fost la cumpărături, nu mai aveam nimic prin frigider și am luat niște mușchi file cu niște lipii libaneze, brânză cottage cheese de 3 feluri, să mai diversificăm, ouă, pomelo, încă o dată mi-am luat pomelo, este foarte bun, și portocale. Și aceste marcăre, bineînțeles, pe care le voi folosi mai încolo. Aseară mi-a venit o idee. Voiam de mult să-mi cumpăr o tabliță pe care să scriu progresul săptămânal, așa că aseară, în timp ce editam, tot vedeam peretele ăsta alb din spatele meu și atunci s-a aprins beculețul. Dar de ce să nu scriu direct cu macrul pe perete? Și am decis să nu mai stau să scriu pe tabliță, pentru că pot să șterg oricând și trebuie să fie ceva permanent și radical. Așa cum am intrat în lupta asta cu kilogramele, decis să o câștig și ceva permanent ca markerul mă va ajuta să nu trișez și să rămân motivat în fiecare zi. O să spuneți, bine bă, dar peretele e în spatele tău și nu-l vezi când stai la laptop sau la televizor? Da, așa este. Dar în timpul în care editez și sunt câteva ore bune pe zi, mă uit mereu la clipuri, așa voi vedea mereu progresul meu, chiar și atunci când lucrez. Și e foarte bine că o să am și un decor. Hai să ne apucăm de treabă, să scriem greutatea de la care am început. Nu știu cu ce culoare să o scriu. Cu negru, cu roșu. O vom scrie cu roșu. Vom scrie cu roșu greutatea de la care am început. Bun. 146,4. Acum vom face cu negru o săgeată în sus. Ne cam las oală poziția asta. 146,4. Voi scrie cu negru atâta timp cât voi fi pe minus, în săptămânile în care voi fi pe minus, iar cu roșu voi scrie atunci când ne vom îngrășa, când nu vom mai slăbi, o să fie și astfel de săptămâni. Gata joaca, am cam obosit, mă cam doare spatele, nu este o poziție prea bună și poate vă întrebați de ce am scris de jos în sus. Coborâm în jos cu kilogramele, însă noi vom urca în fiecare săptămână, cu cât vom slăbi mai mult, cu atât vom urca ca nivel de trai, ca, cum să zic eu, la felul în care te simți, corpul o să se simtă mult mai bine, deci o să fim într-o ascensiune. Cu starea de spirit, cu energia zilnică, cu felul în care arătăm, cu absolut tot, cu bună dispoziție. Înțelegeți? Noi urcăm în fiecare zi, pe măsură ce slăbim aceste kilograme, noi urcăm în sus, pentru că ne vom simți mult mai bine, iar kilogramele, acestea multe, o să rămână aici, în jos, în josul paginii. Plus ar mai fi un motiv, pentru că odată cu trecerea timpului, aici jos, vedeți, este canapeaua. Și dacă aș fi început de sus, nu aș fi avut la un moment dat unde să mai mă duc de canapea. Ei, așa e până sus, avem loc și după aia avem și tavanul la dispoziție. Doamne ajută să ne țină. Mergem așa frumos pe tavan și asta e. Dacă e nevoie, colorăm toți pereții din casă.
Așadar, acesta va fi noul decor, împreună cu pernuța de la BMW. Până data viitoare, scrieți-mi în comentarii absolut orice vreți voi pentru a interacționa și a ne motiva împreună. Atât pentru azi, vă salut, numai bine!